folie puțin bucătăria acestui spectacol. Da, vă prezint femeile vieții mele în momentul ăsta. E vorba de Elsa Pesei, e o dansatoare pariziană, colegă cu mine în mai multe proiecte și ne-am unit într-o formulă mai specială, într-un duet, pentru a preda un spectacol care eu l-am... Cum se zice, cum faci a luat-o? L-am găspit de mult timp și ea a răspuns foarte încântată și entuziasmată din fața acestui proiect, care e o provocare pentru amândoi. Și în stânga mea o am pe Oana Merdariu, prietenă din copilărie, cu care am locuit eu timp de 3 ani în Argentina, Buenos Aires, unde am studiat și acolo dans, și cu care am păstrat o legătură foarte strânsă în toți acești ani și a venit momentul să ne unim competențele pentru a aduce în fața dumneavoastră un spectacol de sentiment dans. Dacă tot vine vorba de sentimente, ce spunea Oana din aur, cum se poate crea un asemenea spectacol, clar, printr-o legătură foarte strânsă care eu le am cu Elsa și cu Oana, în sensul că ne punem viețile pe tavă, competențele, visele, fricile, absolut totul e la dispoziția realizării acestui spectacol și vă mulțumesc pe această cale, mersi beaucoup. Cât de greu este să treci de la actorie la realizarea unui spectacol în sine? Cum spuneam, competențele sunt în serviciu acestui spectacol. Eu, să spun așa, mi-am debutat, nu știu cum să spun, carieră. Cred că era o nevoie de a mă exprima în acest fel, alături de dragii mei prieteni de la Târgu Mureș, la Teatrul Ariel și Teatrul Național, unde am jucat în perioada adolescenței. Deci mi-e foarte familiar actoria, am lăsat-o puțin deoparte în momentul în care am decis să fac studii de coreografie, dar în paralel făceam mereu teatru și dans și acest spectacol, dar nu cred că se poate numi un spectacol coreografic pur, pentru că veți vedea dacă veniți și vă așteptăm cu drag. E vorba de 4 piese coreografice scurte, în care fiecare piesă propune niște personaje. Deci e nevoie de actorie pentru a putea realiza un astfel de spectacol. Mersi, adopt sentiment dans. E greu, dar e frumos. Tocmai asta e o provocare și e frumos pentru că de la un spectacol la altul, aceste personaje evoluează, se schimbă. Avem tot timpul o comunicare foarte strânsă în legătura acestei evoluții de la o scenă la alta, ce putem ameliora, ce putem schimba și l-am montat în așa fel încât să putem mereu adapta aceste piese spațiilor în care jucăm și în raport cu momentul de viață în care noi ne aflăm, atât eu cât și Elsa, partenera mea.